Sâmbătă, la sala sporturilor din Deva, FC Auto Bergamo a primit vizita echipei Luceafărul din Buzău, meci din etapa a 10-a Ligii 1 de futsal a României. Poziționată mai bine în clasamentul campionatului, Auto Bergamo a preluat încă de la început controlul partidei, făcând un meci tactic, ajungând de câteva ori la poarta adversă. Oaspeții foarte rar au reușit să pună în pericol poarta lui Voin, astfel că scorul a fost deschis abia în minutul 13, în urma unei lovituri de colț, Iulian Cojucaru marcând cu un șut plasat. Nu s-a mai înscris până cu 4 minute înainte de pauză, moment în care apărarea Buzăului ajunge la cea de-a 6-a greșeală la un fault asupra lui Gavrilă. Cristi Matei este cel ce își asume executarea loviturii de pedeapsă și mărește avantajul gazdelor la 2 puncte. Buzoienii atacă poarta deveană, însă după o preluare prea lungă sunt forțați să faulteze din nou, ceea ce le aduce devenilor o nouă lovitură de pedeapsă. Este rândul antrenorului jucător Florin Matei să facă 3-0 cu un șut plasat. Deși au mai fost faze de poartă, acesta este scorul consemnat la pauză. Repriza a doua a fost total diferită de prima, cele două echipe abordând un joc mult mai rapid și mai deschis. Prima echipă surprinsă a fost tot Luceafărul în minutul 4, Sergiu Gavrilă trecându-și și el numele pe lista marcatorilor. În minutul 8 se modifică tabela și în dreptul oaspeților, aceștia introducând mingea în plasa porții lui Dinicuță, acesta intrând la pauză între buturile de vene. Un minut mai târziu, Sergiu Gavrilă iese la pressing, fură mingea adversarilor și înscrie cu un șut pe colț lung lăsat liber de portarul advers. Minutul și golul. În minutul 9, Cojucarul punctează din nou, ducând scorul la 6-1 pentru deveni. Minutul 9 consemnează primul gol al debutantului Andrei Strugariu, promovat în echipa mare de la echipa Under-19 a clubului FC Auto Bergamo Deva. Golul debutantului, precum și diferența de pe tabelă, îi dau curajul antrenorului devean să introducă în acest meci 5 jucători de la juniori. A urmat un joc cu o mare risipă de energie, cu faze în viteză, ocaziile de gol apărând la ambele porți, însă pe tabelă scorul se va modifica până la final doar în dreptul oaspeților. În minutul 13, Bobe înscrie pentru a doua oară pentru Luceafărul Buzău și tot buzoienii stabilesc scorul final prin Florin Dobre în minutul următor. Dorin Popa, președintele clubului devean, fiind bucuros de debutul juniorilor la echipa mare, mai ales că unul dintre ei, Andrei Strugariu, a și marcat. A fost un meci complicat la început, a fost echilibrat, târziu am reușit să ne desprindem, dar sunt ceva circumstanțe pentru că veneam după un meci mai puțin reușit la Timișoara, așa ce nu s-a văzut și la televizor și mai în interior s-a știut. Imediat după scorul de 1-1 la Timișoara am avut doi jucători accidentați, Aramă și cu Tifan, care au contat mult în economia jocului, una peste alta n-a făcut niciun joc grozav. Astăzi ne așteptam un meci greu cu Buzău, dar băieții s-au achitat bine de sarcini, cei cu experiență, bineînțeles, frații Matei, poarta a fost bună și Voin și Dinicuță. În rest, cel mai bun mă bucură prezența tinerilor de la 1-19. La un moment dat era o linie de 1-19 în teren și cel mai mult unul dintre ei, Andrei Strugariu, a și reușit să marcheze. Deci spun încă o dată că Deva are viitor în futsal. Mă bucur pentru copii, mă bucur pentru băieți. După cum te-am spus la început, nu este un sezon cu mari pretenții pentru noi, mari obiective, dar să facem un joc frumos, plăcut publicului, cum a fost astăzi, asta contează cel mai mult. Este o bucurie pentru mine, o șansă foarte mare oferită de Florin Matei și sunt mândru de asta. Faza de gol a fost o pasă a lui Sergiu, dacă mi-aduc aminte, un șut al meu și din respingere am marcat cu stângul. Etapa următoare, FC Auto Bergamo va juca tot la Deva în calitate de echipă oaspete cu cealaltă echipă din localitate, ACS Vest Deva, în 3 decembrie de la ora 11.